Bună ziua, doamnelor și domnilor, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vorbește Lumea. Suntem astăzi într-o ediție în care vom vorbi de lucruri foarte importante și interesante pentru dumneavoastră. Vom vorbi despre pilonul 2 de pensie și raportul, mă rog, bugetului pe primul trimestru acestui an, dar nu numai, vom vorbi și despre activitățile Uniunii Culturale a Rutenilor din România. Îl am ca invitat în studio Capital TV din Deva pe domnul deputat Iulius Marian Firțac. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule deputat. Vă mulțumesc pentru invitație. Nu au trecut mult timp de când ați avut și o sărbătoare în cadrul Uniunii Culturale a Rotenilor din România. Da, foarte aproape de acum când facem mențiunea este evenimentul pe care l-am avut în Bucovina, în județul Suceava, la Dărmânești, dar aș vrea să punctez mai multe evenimente în această primăvară din activitatea Uniunii. Este un an important pentru noi, acest an al centenarului. În 2018, rutenii sărbătoresc 100 de ani de când sunt din nou împreună, rutenii din Maramureș, rutenii din Bucovina, rutenii din Basarabia, din păcate nu sunt în aceeași structură, situație, dar atunci, la 1918, cu toții bucurutenii din Bucovina, Maramureș și Basarabia au ajuns sub același steag. A fost un an important, anul în care rutenii s-au afirmat, au făcut parte din Marea Unire, au fost cred că prima etnie care și-au arătat interesul și dorința de a face parte din România Mare apărută atunci în acel important an și sunt menționați în rezoluția de la Alba Iulia, sunt scriși cu litere de aur pe marmură acolo în Sala Unirii din cealaltă capitală, așa cum îi mai spunem Albei Iulia. Așadar, încercând să promovăm cât mai mult rădăcinile istorice pe care le avem, în acest an avem un spectacol itinerant, rutenii și românii împreună la Marea Unire, spectacol cu care am început, bineînțeles, de aici, de la Deva, unde este sediul central al organizației și cu care am ajuns în luna mai în comuna Dărmânești, un important centru rutean, o localitate unde de-a lungul istoriei rutenii au fost majoritari și astăzi sunt foarte mulți ruteni acolo și s-au bucurat să vadă acest spectacol, să cunoască cântecele și tradițiile rutenilor din toate regiunile țării. Pe lângă acest spectacol, tot în această primăvară, am avut o deplasare la Istanbul, unde am avut împreună cu Institutul Cultural Român de acolo, căruia îi mulțumesc pe această cale pentru deschiderea și pentru implicarea în organizarea acestui eveniment, am avut o lansare de carte. Hürrem, soția, prima soție de sultan, este un alt lucru important pe care, pe lângă toate celelalte pe care Hürrem le-a realizat, prima soție de sultan al lui Suleiman I a fost ruteancă. Ea a fost răpită în tinerețe din Crimea și dusă la Istanbul, unde a făcut parte din haremul unui dintre cei mai mari sultani pe care a avut Imperiul Otoman. Am lăsat o carte acolo la Istanbul în care am așezat cronologic activitatea și viața acestei mari personalități a rutenilor din acele vremuri. Și pot să spun că impactul a fost peste așteptările noastre. Rutenii au fost încântați de acest eveniment, au descoperit lucruri noi și vechimea rădăcinilor rutene. Ne bucurăm că am reușit să facem acest eveniment din nou sub egida centenarului împreună cu Institutul Cultural de acolo. În Polonia, în această lună, în primăvara acestui an, am participat alături de rutenii din Polonia la un spectacol, Bienala o numesc ei, Bienala Rutenilor Lemchilor din Polonia. Am participat cu ansamblul pe care noi îl avem în comuna Perecu Mare din județul Arad la evenimentul lor și bineînțeles am dus acolo toate informațiile și toate gândurile pe care noi le avem legate de acest an important al centenarului și vreau să precizez că și polonezii sărbătoresc în 2018 centenarul reapariției pe scena statelor europene a Poloniei, care timp de 200 de ani, după cum bine știm, a fost desfințată de
prietenii, de către prietenii de la Est. Est, da. Cam acestea sunt în linii mari activitățile din această primăvară, activități care, v-am spus, se înscriu în această direcție de emancipare, de prezentare a istoriei seculare de secole a rutenilor, cu momentul important 1918. O întrebare, adică un lucru vreau să mai lămurim. În multe țări sunt răspândiți în acest moment rutenii? Da, rutenii sunt așezați din punct de vedere istoric în România, în Maramureș, Bucovina și undeva în județul Arad și în Timiș, acolo sunt veniți puțin mai târziu, însemnând undeva acum 3-400 de ani. Dar în Maramureș și Bucovina sunt așezați istoric acolo. În Republica Moldova, în Hotin, cel mai mult în partea de nord, în Slovacia, în Ungaria, în Polonia și, bineînțeles, în Ucraina. Sunt câteva comunități de ruteni, la fel cum s-au așezat în Banat și în Arad de acum câteva sute de ani, sunt câteva comunități importante de ruteni în Serbia și în Croația. Acestea sunt zonele istorice, tradiționale ale rutenilor. Mai sunt comunități, ca și organizații active rutene, în Statele Unite și Canada, acolo unde după 1918 și mai mult, după cel de-al doilea război mondial, au emigrat foarte mulți români și au creat o comunitate puternică de ruteni în Statele Unite și în Canada. Cam această este distribuția la ora actuală a rutenilor. Sunt recunoscuți peste tot în toate aceste state, cu excepția Ucrainei. Din păcate, acolo încă situația minorităților etnice este mai complicată. Știm și problemele pe care le au românii de acolo din Ucraina, cu nerecunoașterea lor, cu imposibilitatea dezvoltării școlilor. Exact. Și atunci asta este situația mai delicată cu Ucraina. Dar în rest, în toate aceste țări există organizații de ruteni care duc mai departe tradițiile acestui popor de secole. Se știe un număr aproximativ sau? După estimările actuale, din locurile unde s-au putut face recensământ, sunt undeva către 2 milioane de ruteni fără Statele Unite și Canada. Dacă socotim documentele istorice și ce vine din spate, estimările duc undeva la 4-5 milioane de ruteni. E foarte bună întrebarea pe care a spus-o astăzi. În România sunt peste 2000 de ruteni, dar 2000? Da, dar situația este una, din punctul meu de vedere, îmbucurătoare, pentru că la 1989 am plecat de la zero. Între 1948 și 1989 nu mai aveai voie să te declari rutean, a fost eliminată din istorie, din cartea de istorie această etnie și comuniștii au făcut ca timp de 50 de ani să se piardă în negura timpului această minoritate. Dar la 1918, nu doar prezența în rezoluția de la Albeola, ci din toate statisticile și toate recensămintele făcute de Imperiul Austriac, rutenii erau în Maramureș, undeva în jur de, în toată Transilvania, de fapt, undeva în jur de 60.000, în Bucovina, undeva în jur de 30.000 și în nordul Basarabiei, peste 100.000 de ruteni. Deci, numărul foarte mare, dar, din păcate, 50 de ani de comunism și-au pus amprenta asupra rutenilor. De ce? Pentru că la 1595, la Brest, oraș care astăzi se află pe teritoriul Belarusului, rutenii au acceptat unirea cu Biserica Romei pentru a putea să supraviețuiască în Imperiul polonez, polono-lituanian. Polonezii fiind catolici, lituanienii trecând și ei la catolicism, rutenii fiind ortodoxi la acea vreme, la 1595, au acceptat unirea cu Biserica Romei și au înființat prima biserică, au devenit prima biserică greco-catolică. Exemplul emancipării rutenilor prin acest mod a fost urmat și de românii din Transilvania la 1700, când a apărut Biserica Greco-Catolică Românească, chiar în toate cărțile este precizat că după modelul rutean de la Brest de la 1595 și românii din Transilvania au ales această cale pentru a se putea emancipa și, bineînțeles, după cum bine știm din istoria României, au apărut elitele intelectuale în Transilvania și spiritul românesc a putut să dă inie și să supraviețuiască. Dacă îmi permiteți o mică apreciere, rutenii au fost un model pentru români din acest punct de vedere. Deci acestea sunt cele două biserici greco-catolice din centrul și estul Europei, Biserica Greco-Catolică Ruteană și Biserica Greco-Catolică Românească din Transilvania. Vom reveni într-o emisiune viitoare, da? Despre cu aceste evenimente aveți și materialele filmate. Avem și materialele, le pregătim, le prelucrăm acum și dacă timpul ne va permite, într-o emisiune viitoare o să putem să prezentăm și imagini de la
aceste evenimente. Perfect. Bun, haideți să intrăm în subiectele, să zic eu așa, mai arzătoare la ordinea zilei, în ideea în care, sigur, sunt tot felul de discuții controversate, tot felul de informații, tot felul de declarații, unii declară într-un fel, colegilor vin și declară altceva, deci e o nebunie întreagă. Ce ne puteți spune despre, mă rog, cum percepeți dumneavoastră situația pilonului 2 de pensie și ce credeți că ar trebui făcut? Situația este foarte delicată și este o dezbatere foarte importantă, cea care se poartă zilele acestea în mass media legat de pilonul 2 și foarte puține păreri pertinente de experți am văzut, foarte mulți se dau cu presupusul, ceea ce este foarte dureros pentru că este un element important în siguranța financiară pe termen mediu și lung a românilor. 7 milioane de... Vorbim de 7 milioane de oameni care au conturi acolo, vorbim despre o evoluție demografică a României care scade, nu va genera o pensie de stat suficientă ca să poți să-ți păstrezi standardul de viață. Situația trebuie precizată că această problemă cu sistemul de pensii nu este strict problema României, este problema tuturor țărilor care au acest sistem de pensii, pay as you go se cheamă el. Adică ce se întâmplă practic cu pilonul 1? Astăzi, toți pentru contractele de muncă pe care avem, plătim o contribuție de 21,5% pensie. Deci din ce muncim noi, acum cu revoluția fiscală, avem posibilitatea să vedem transparent că din 2000 de lei munciți, 400 de lei îi dau pentru pensie. Ăștia merg la pensie, dar unde se duc? Se duc direct către bunica mea care trebuie luna viitoare să încaseze pensia. De la mine, de la dumneavoastră, de la fiecare care muncește cu un contract de muncă. Ăsta este pilonul de pensii. Am muncit o viață întreagă până la 64 de ani, contribui o viață întreagă pentru a plăti lună de lună pensionarii pe care țara îi are, dar dacă la 64 de ani am pățit ceva și am murit, primesc 2000 de lei ajutor de mormântare. Asta este sistemul de funcționare pay as you go. Cât de mulți oameni sunt în câmpul muncii și câți beneficiari sunt în sistem. De foarte mult timp, de după Revoluție, acest sistem este pe deficit. Adică, în fiecare an, statul român trebuie să găsească alte buzunare, alte încasări la bugetul țării, de unde să ia bani ca să acopere pensiile pe care trebuie să le plătească. Nu sunt pensionari de vină, nu este de vină nici statul din acest punct de vedere și nici cei care muncesc. De vină este principiul de la care pleacă acest sistem. Un sistem pe vremea lui Bismarck, nu? Exact, Bismarck l-a introdus, sistemul pe oricum, a fost ceva pe vremea aceea. A fost un sistem revoluționar și situația demografică de atunci, intrarea rapidă în câmpul muncii, astăzi intră în câmpul muncii, vorbeam aseară la o întâlnire cu niște prieteni. Copilul meu face facultate până la 27-28, se plângeau, glumeau acele persoane. Intri în câmpul muncii târziu. Atunci, la acea vreme, se intra în câmpul muncii la 15 ani. Speranța de viață astăzi este mult mai mare decât în acea vreme, deci trebuie să plătesc o pensie pe durată mult mai mare. Toate aceste elemente sociodemografice fac ca acest sistem de pensii pe YouGo să nu mai poată să supraviețuiască mult timp. Bun. Până când a fost el introdus. Cum ne descurcam? Fiecare trebuia să aibă grijă de el. Deci trebuie să revenim la acest principiu, să văd cum am grijă. Nu știu american, parcă se plătește din... Sau, mă rog, fiecare își plătește. Fiecare își plătește, există conturi, exact, și numai bine facem și trecerea la pilonul 2, exact așa este. Fiecare are un cont pe numele lui, unde plătește niște contribuții, depinde, variază de la țară la țară procentul acestei contribuții și există un administrator privat care le supraveghează. Investește acei bani. Bun, aici de specificat, zic eu, pentru că, mă rog, mulți și-au pus întrebarea, avem încredere în acel privat, dar toți acești bani sunt cu garanție de stat. Adică mă bucur că a spus întrebarea în acest fel, avem încredere și haideți să vedem cum funcționează lucrurile. Sunt entități diferite. Fondul de pensii trebuie văzut ca un sac de bani. Un sac de bani din care un administrator, o altă personalitate juridică... Vorbim de pilonul 2 acum. Da, pilonul 2. Da. Altcui, da? Altă persoană juridică. Din acel sac de bani, ia banii și îi investește în depozite bancare și acum vorbim pe concret, pe cifre reale, 10%, în titluri de stat 60%, în... Titluri de stat foarte sigur. Adică bani dați împrumut statului român, clar ca să facă statul ceva cu banii. După aceea discutăm ce face statul cu acei bani. Aia e altă discuție, dar dăm bani împrumut statului român, statul român ne dă nouă tuturor viitorilor pensionari 7% dobândă pe titluri de stat. În jur de, depinde de la o emisiune la alta. Obligațiuni și foarte puțin pe acțiuni pe bursă. Undeva în jur de 3,7 până în 4% acțiuni pe bursă. Risc doar de volatilitate de fluctuații, ca să nu intrăm prea mult în amănunt. Acest administrator, pentru că distribuie banii în acest fel, își trage două costuri.
primul cost este de 2,5% în momentul în care fac vărsământul. Adică plătesc 100 de lei și el nu îmi bagă în contul meu, în acel sac, 100 de lei, îmi bagă 97,5 lei pentru că 2,5 lei și ține lui ca și cost de administrare. Bun, asta se întâmplă când? În fiecare lună când eu vărs contribuția. Deci când așa... O dată. Da. După aia pe banii ia 97,5, nu mai ia alți bani. Da, ia deci asta, asta e când se face viramentul, da? 97,5 lei. După care, în fiecare lună, de pe total sac de bani investit, el, pentru că îi administrează, același administrator, aceeași persoană juridică, ia 0,05% din total active. Ce înseamnă asta? Înseamnă 0,05 ori 12 luni, înseamnă 0,6%. Din total sac de bani, el își ia 0,6%. Astea sunt cele două costuri pe care le avem cu administratorii acestor fonduri de pensii. Dacă ne gândim că timp de 10 ani am avut 9,1% randamentul mediu, cum vi se par aceste costuri? Foarte mici, vă spun și de ce. Făcând comparație între beneficiile pe care le au cei care, mă rog, contribuie la pilonul 2 și cei care contribuie la pilonul 1, da? Pensia normală. Păi frate, câți bani punem noi la, la pilonul 1 ca să luăm o amărâtă de pensie de 1000 de lei? Da? Și aici la pilonul 2, mă rog, acele procente de care spuneați le pierdem, să zic eu, din banii noștri, dar le câștigăm prin investiții și prin alte lucruri. Deci de aia e foarte important să purtăm discuția asta concret pe cifre. Da. Dom'le, atâta contribui, că tot îi hulim pe acei administratori de fond de pensie. Hai să vedem odată dacă poate să fugă cu banii și doi dacă sunt prea scumpi. Legat de fugitul cu banii. Așa cum am folosit metafora, sacul ăla de bani, banii de acolo deja sunt distribuiți în depozite bancare, în titluri de stat, în obligațiuni, adică bani dați împrumut altor entități juridice. Nu are cum să fugă cu sacul ăla de bani. Cum să ia? Și numai dacă ne gândim că sunt în titluri de stat 60% din bani. Deci cel puțin 60% din bani sunt securizați. Clar. Hai să-ți presupunem că intră în cârdășie, dacă îmi permite termenul ăsta neacademic, administratorul cu banca. În depozitele bancare sunt maxim 10%, 9%. Bine, și acolo garantate. Și acolo, bineînțeles, depozitele bancare sunt garantate. Rapoartele se fac trimestrial. Deci să fugă cu banii, așa cum au zis. Nu e interesul, pentru că afacerea merge, nu? Și e, bineînțeles, demonstrată și chiar, să nu uităm că suntem astăzi la 10 miliarde de euro acest sac de bani. Din 10 miliarde și cât va crește 0,6% pe an, e ceva să și e coordinare. Plus că din toate contribuțiile noi care intră, la fiecare nou val, iau 2,5%. Deci nu există interes să fugă cu acești bani. Logic. Statul supraveghează ca el să investească acești bani în baza acestei scheme. Ce se poate întâmpla? Da, se poate întâmpla ca un administrator să dea faliment. Adică, din acei 2,5% care se iau odată când intră banii, plus acele 0,6 comisiuni anual de administrare, să nu se poată întreține, că are chirii prea scumpe, că plătește salarii prea mari, că se administrează greșit din acele costuri. Se poate să dea faliment, dar atenție, dă faliment un administrator, nu fondul. Aici trebuie să înțeleagă oamenii. Important, da. Sistemul de pensie acesta pe care îl avem noi în România cu pilonul 1, pilonul 2 și pilonul 3 este un sistem foarte bine gândit. Au fost mulți jucători, Banca Mondială, Fondul Monetar Internațional și mulți experți din România care au gândit acest sistem și din punctul meu de vedere este cel mai bun sistem din Europa. La randamente, cred că suntem între primele trei țări din Europa la randamentele pe fonduri de pensii private obligatorii. Deci stăm foarte bine și ca și randamente și din punct de vedere al supravegherii și al siguranței banilor. ASF-ul, Autoritatea de Supraveghere Financiară, stă cu ochii pe tot ceea ce se întâmplă în piață. Să investească în schema spusă și să se mențină din acei bani. Dacă un administrator dă faliment, vine altul și preia administrarea sacului de bani. Dar cu sacul de bani nu poate să fugă nimeni. Deci discuția asta că ia cineva banii și fuge este o discuție atât de populistă și făcută de persoane care este posibil să n-aibă niciun habar despre cum funcționează sistemul, încât nici n-ai cum să o... Eu mai am așa o întrebare. Ce se întâmplă cu valoarea banilor în timp? Pentru că îi depunem pe la 30 de ani, 35 de ani, parcă pe acolo e bursa, da? Și ieșim la 65, probabil, sau ce știu, când vor ieși respectivii. Foarte bună întrebare. Valoarea banilor acum este una peste 30 bine, de ani? Da. Bine, în contextul unei alte replici pe care am auzit la televizor, că eu pun astăzi un leu, ăștia, așa era discursul persoanei respective, ăștia tot un leu îmi dau când ies la pensie. Păi nu e așa. Pentru că astăzi am depus 100 de lei, dar v-am spus randamentul mediu anualizat pe ultimii 10, pe cei 10 ani, 2007-2017, că astea sunt cifrele pe care le am la dispoziție, este de 9,1%. Da. Asta este randamentul brut.
Adică atât am scos dobânda pe acești bani. Din dobânda de pe banii ăștia... Dobânda pe an. Pe an. Pe an. Pe an. Da. Din dobânda asta scădem acele 0,6, care e costul total pe care ei și le au. Da? Deci da. Ei la 100 de lei mi-au scos o medie de 9,1 lei. Hai să zicem la 97,5, că la 5,5 scădem. Da. Dar din aia 91 scădem 0,6. Deci rămânem cu 1,5. Da. Cât am avut inflația în acești ani, ca să-mi dau seama puterea de cumpărare a banilor cât de mare, cât de mare a rămas. Cel mai rău an este acum, da? În care avem 5,2. Așa. Dar și cu un randament anualizat de 8,6, tot îmi rămân 3 puncte procentuale peste. Deci nu numai că se echilibrează, ci chiar ce, este peste. Exact, și adun și câțiva bănuți în plus. Dar au fost ani în care am avut inflație 0,0. Iar randamentul, vă spun, este mediul acesta pe care l-au realizat de 9,1. Au fost ani care au scos mai mult, ani care au scos mai puțin. Deci și din acest punct de vedere este, este benefic un acest avantaj, sistem. Pe, da, corect. Ce este un aspect foarte important în contextul acestei întrebări este modul în care noi, fiecare contribuabil la pilon 2, vedem acest pilon 2. Acest pilon 2 nu trebuie să-l vedem ca pe o investiție în sensul pur al cuvântului investiție. Adică am o afacere și afacerea trebuie să-mi aducă X bani. Că dacă ar fi atât de simplu, am pune toți banii în fondurile de investiții și am face 20-25% randamente, adică, anuale. Nu mai muncim nimic. Exact, nu mai interesa pilonul 1. Da. Este acest sistem de pensii cu pilonul 2, pilonul 3, pe lângă pilonul 1, este gândit ca cetățeanului să îi ofere o posibilitate tehnică prin care, dintr-o perioadă a vieții în care poate să pună bani deoparte, să economisească, să transfere banii într-o perioadă a vieții în care știe sigur că va avea nevoie de ei, în cazul nostru la pensii, la vârsta de pensionare, să nu-și piardă puterea de cumpărare a banilor și să mai adune și ceva în plus. Deci poate că... își face un depozit, propriu-zis. Da, în felul ăsta trebuie văzut. Mai simplu spus, în felul ăsta trebuie văzut. Deci nu trebuie văzut, domnule, trebuie să-mi aducă pe 1-2 20% randament ca să funcționeze așa cum vreau eu. Pentru aia e altceva. Dar văzut în acest context... Ar fi, dar riscuri mari. Adică sunt alte fonduri de investiții care își asumă riscuri, sunt investesc în diferite companii de pe diverse piețe de capital, dar fondul de pensii pilonul 2 nu are voie să investească în acele tipuri de companii. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem că, într-adevăr, investiția este într-o oarecare măsură garantată. Bun, vom reveni, poate, la... intrăm un pic și în zona politică, cu discuțiile care sunt. Așa. Pilonul 3, în principiu, din câte știu eu, poate nu știu bine, nu funcționează în momentul acesta. Sau, mă rog, prea puțin. Funcționează, dar prea puțin. Prea puține companii au oferit angajații acest beneficiu extrasalarial. Pe lângă salariu, este în Occident moda, dar da, și la noi au ajuns această modă, tichete de masă, abonamente la sală, abonamente medicale și o pensie privată facultativă de data asta, nu privată obligatorie cum este pilonul 2. La noi nu este atât de dezvoltat acest pilon 3, da. Pentru că poate nici cultura economisirii suplimentare nu este suficient de ridicată și nu înțelegem importanța lui. Eu sper sincer să se dezvolte, pentru că el funcționează pe aceleași principii și pe aceleași reguli ca și pilonul 2 și mai mult decât atât, investește mai mult în piața de capital, în bursa din România, deci în companiile din România, investește mai mult decât pilonul 2. Pilonul 2 investește mai mult în statul român, dă împrumut statului român, iar pilonul 3 este un pic mai deschis către bursă. Într-adevăr, presupune fluctuații mari. Da. Riscul este de fluctuație a capitalului, a valorii fondului, dar pe termen mediu și lung, să știți că este o manie mare de analiză financiară. Îmi permit să o menționez aici, nu cred că e cazul de reclamă, pentru că în România nu activează pe piața economică. Templeton se cheamă, Franklin Templeton, și a făcut o analiză pe toate fondurile de pensii din Europa, începând cu 1980, de acolo istoria este mult mai veche, până în anul 2010, pe peste 2000 de perechi de 20 de ani. Atenție, foarte importantă analiza asta, adică ianuarie 1980, ianuarie 2000, februarie 1980, februarie 2000 și tot așa luate 2000 de perechi de ani. Și au văzut că aceste fonduri de pensii au randamente medii anualizate undeva între 12 și 15%, cu toată fluctuația de pe piața de capital, de pe bursă. De ce? Pentru că cetățeanul de rând care economisește într-un astfel de fond de pensii pune banii lunar. Ori, bursa
economia, în toată lumea asta funcționează ciclic. Odată crește, odată urcă. Da. Dar niciodată nu se întâmplă să rămână numai jos sau să stea numai sus. E, pe acest ciclu, noi economisind constant, apare un randament anualizat de 12-15%. În această linie se înscriu și... Asta pe termen lung. Da, repet, la o investiție. De aia spuneam că riscul este de fluctuație a venitului din pilonul 3, nu de finalitate a lui. Că eu pilonul 3 nu investesc astăzi ca să iau pensia peste 2 ani. Corect. Investesc ca să iau pensia peste 15-20 de ani. Și pe 15-20 de ani, vă spun cu cea mai mare încredere, pe cifre verificăm, funcționează și pilonul 3 cu randamente considerabile. Dar, din păcate, nu a atins încă la noi, zic eu, masa critică. Ce ar trebui să facă o persoană care, să zic eu, vrea să aibă, să contribuie și la pilonul 3? Concret, ce ar trebui să facă? Sunt două variante. Unul, să meargă să-i ceară angajatorului acest lucru și angajatorul să plătească până în maxim 15% din salariul brut pe care îl are. Bun, angajatorul acum mai nou s-a trebuit dacă la... vrea. Nu. Nu. Asta este, pilonul 3 are două componente. Contribuția pe care poate să-ți o verse angajatorul și să-ți facă acest pilon 3 până în maxim 15% din salariu. Ce câștigi. Exact. Da? Sau tu poți să faci acest lucru și să-ți plătești 15% până în maxim 15% din salariu în acest pilon 3. De ce vorbim de 15%? Pentru că vorbim de câteva scutiri de taxe și impozite, contribuții pe care trebuie să le plătești. Deci dacă îți oferă angajatorul acest pilon 3 pentru acea 100 de lei, 200 de lei pe care ți-i varță pe lună în pilonul 3, nu trebuie să plătească acele contribuții pe care cu toții le vedem astăzi pe fluturaș de 40 pentru suma respectivă. Pentru suma respectivă. Da, deci este scutită de acele contribuții. Asta este un avantaj fiscal care zic eu că ar trebui mai mult speculat în momentul în care te face angajarea, dar vedeți, suntem cu toții, trăim pe modelul carpe diem, asta trăim clipa. Dacă vine angajatorul și spune îți văd 15% în pilonul 3, zici, nu, la mai bine dă-mi acum. Da, și vine și spune, păi nu pot să ți-i dau acum, că dacă ți-i dau acum aia 100 de lei, trebuie să plătești taxe și contribuții 40 de lei. Angajatorul le-ar conveni. Trebuie să plătești contribuții 40% și atunci nu-ți mai dau 100 în mână, îți dau 60. Și atunci omul zice, păi mai bine dăm 60 în mână decât 100 de lei și să-i văd peste 20 de ani. Deși, legat de ieșirea din activitate, de retragerea din activitate, de pensie, situația este cât se poate de simplă. Ajung la 65 de ani, sunt cu problema în brațe și trebuie să rezolv, să văd unde am bani să îmi păstrez standardul de viață. Bine, simplu, zic dramatică. Da, din păcate. Bun, politic sunt tot felul de bâlbâieri din astea. Da, din păcate. Zic, da, alții zic ba, alții promit, alții spun că nu mai vor să vorbească despre treaba asta. Acum, mă refer la primul ministru, acum, văzând, parcă a declarat. Da, cu cifrele pe masă și vândând în ansamblu pe numul 2, ne dăm seama că nu sunt bune aceste bâlbe care au apărut în mass media și acest fum nu putea să apară fără foc. În ce sens? În sensul în care eu cred că există în rândul arcului de guvernare persoane care se uită cu jind asupra acestui pilon 2 și asupra capitalului întreg acumulat acolo de 10 miliarde, aproape 10 miliarde de euro, 40 și ceva de miliarde de lei. Nu mă pic, opriți-vă. Se uită cu jind la acele 10 miliarde în sensul că ar vrea să îi iasă... Să ia la stat, bugetul de stat. Sau de la ce de acum înainte, pentru că pe acest 10 nu cred că se mai pot atinge, pentru că la amândouă. Sunt în contul, deci adică persoanele adică... care vânează între ghilimele acest pilon 2 se uită la amândouă aspecte. Păi, să ce înseamnă să mi-am eu, că am zis că în jur de 10.000, 11.000 de lei, cam așa. Da, dar vreau să vă vreau păi să cum să mi-a statul mie 11.000 de lei bani pe care sunt ai mei. Simplu. Așa cum s-a întâmplat în Polonia și în Ungaria. Vă iau acei bani și vă spun, domnul Voian, aveți pentru banii ăștia de la mine 0,5 puncte de pensie. Și apoi vedeți dumneavoastră ce primiți de punctele astea. Și situația asta s-a întâmplat, tocmai de aceea e foarte important să existe o presiune publică și în Parlament asupra celor care dezvoltă astfel de idei, pentru că acest lucru s-a întâmplat în Polonia și în Ungaria. Și eu zic că... Bine, unii folosesc cuvântul naționalizare. Cam acolo. Păi asta duce, este. Da. Asta este, pentru că vorbim de bani... Statul ia ceva care e proprietar. Da, dar am discutat despre aspectul că aceste fumuri nu puteau să iasă dacă nu existau focuri, dacă nu existau oameni care erau interesați de a face cumva să aducă la bugetul de stat atât capitalul acumulat și, așa cum spuneați dumneavoastră, și viitoarele contribuții. Pentru că să nu uităm, lună de lună, minim jumătate de miliard de lei
se varsă în acest pilon 2. Cel mai scăzut nivel a fost în luna martie din cauza revoluției fiscale, dar au fost 590 de milioane de lei pirați, deci lună de lună peste jumătate de miliard. Și dacă cresc salariile și cresc numărul de oameni în câmpul muncii, vom ajunge undeva la un miliard de lei pe lună. Și cei acumulați, dar și viitorul. Sunt tentanți. Și atunci aceștia au înțeles. Dar, așa cum au precizat... Bine, oricum au făcut-o, că au scăzut la 3,75 de la 5. Da, dar iarăși, vedeți, îmi place să fiu cât se poate de obiectiv. Nu sunt de acord cu cei care au acuzat pentru această scădere de 3,75, pentru că scăderea asta a venit în contextul în care brutul a crescut. Aplicând acel 5,1 la un brut mai mic, acel 3,75 aplicat la un brut mai mare, trebuia să aducă aceeași sumă netă. Dar, din păcate, nu s-a întâmplat așa. Cei cărora le-au fost frică, frica lor nu s-a dovedit a fi reală din cauza procentului, ci din cauza situației din piață. Adică, angajatorii după 1 ianuarie 2018 nu au mărit așa cum trebuiau să mărească salariile. Și din păcate, acel 3,75% procent în loc de 5,1% nu a adus aceleași sume nete în conturi. Dar nu pentru că matematic nu ar fi trebuit să iasă așa, ci pentru că angajatorii din mediul privat în mare parte nu au mărit salariile așa cum trebuiau să le mărească de frica instabilității fiscale, corect, de frica faptului că e posibil să se întâmple ceva și să-mi vină iar să-mi pună mie o taxă, exact. Și atunci au preferat sub formă de bonusuri și diferite alte modalități fiscale, comisioane și așa mai departe, să plătească angajații. Înainte de a continua ideea dumneavoastră, la pilonul 2 plătesc, mă rog, să duc banii și de la stat și de la privat? Și de la cei angajați la stat? Da. Deci angajatorul, indiferent că este stat sau că este privat, plătește toată contribuția către ANAF. Iar încasările, trezoreria statului, are listă cu CNP-ul pentru fiecare CNP-ul unde trebuie să vireze acel procent de 3,75. Dar fiecare angajator depune declarația pentru CNP-ul ăsta, atât este contribuțiile, și din trezorerie se fac plățile, indiferent că angajatorul este de stat sau că este privat. Am uitat să precizăm un aspect mai devreme. Da, sunt acele persoane care vânează acest pilon 2, dar, așa cum spuneați, doamna prim-ministru, aici și-a spus să încheiem acest subiect, vă garantăm că nu se întâmplă nimic. Băi, bun, dar ați ieșit că Dorovici și a spus că prin iulie vine cu niște modificări. Nu? Ați auzit, nu? L-ați auzit, probabil. Am auzit. Eu nu sper că acele modificări nu vor fi în măsură să afecteze pilonul 2 și funcționarea lui. Nu cred. Din ce am discutat cu mai multe persoane din Parlament, nu cred că vor exista modificări asupra pilonului 2 și, sincer, sper să nu se întâmple. Nu știu, poate că Teodorovici făcea acele declarații în condițiile în care avea și el în apropiere acele persoane care își doresc atragerea pilonului 2 și să mai liniștească. Politica este o artă a compromisului. Important este să vedem faptele, că vorbele mulți mai scapă și porumbei pe la televizoare sau mai spun lucrurile și numai să liniștească apele, dar din de pe surse, dacă permite să spun așa, vin asigurări că nu se va modifica nimic în... Bun, reacția a fost pe măsură, oricum, și probabil că și asta contează. Și este bine că, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă reacția n-ar fi fost pe măsură. Și asta înseamnă că este o democrație care, uite, totuși funcționează. Da. În Ungaria și în Polonia nu a fost această reacție și și-au permis să facă o naționalizare a pilonului de pensie obligatoriu. Da, e un lucru bun, de semnalat. Da. E un lucru bun de semnalat. În ordine, mai vreți să comunicați ceva referitor la pilonul 2 sau putem trece la... Cam asta cred că este legat de pilonul 2, să fim vigilenți, să urmărim cum evoluează lucrurile și să caute fiecare dintre noi să descopere câți bani are în cont. Foarte puțini oameni știu câți bani au. Bine, în acest cont. Lunar primesc o... Trebuie să primească la adresă, dar dacă ți-ai schimbat domiciliu sau ai avut atunci la momentul semnării alt buletin și acum ai altă adresă în buletin, nu mai ajung scrisorile la tine. Cu o scurtă informare pe site-ul ASF-ului, Autorității de Supraveghere Financiară, de acolo găsești de la fiecare administrator adresa de mail, îi trimiți un mail, îți răspunde cu corectarea adresei și afli într-un timp relativ scurt cum stă contul tău de pilonul 2. Bine, în general, cei care, mă rog, sunt prinși în pilonul 2 fac parte dintr-o generație care, mă rog, e familiară cu familiară, da, așa cu, este. Cu internetul, cu instrumentele moderne de comunicare. Exact, lucrurile nu sunt, mă rog, chiar de neurmărit. Mai mult ca sigur că pe care știe, da.
Bun, bugetul pe primul trimestru, rapoarte și așa mai departe. Ce ați constatat? Sunt convins că l-ați studiat. Da, am analizat în zilele trecute încheierea primului trimestru. Lucruri îmbucurătoare, încasările ridicate la bugetul de stat peste 2017, deci iată că avem buget mai mare al doilea trimestru la rând și al cincilea, sunt creșteri multianuale. Este îmbucurător acest lucru în condițiile în care avem și am avut o oareșcare relaxare fiscală pe parcursul anului 2017. Nu doar că am avut aceleași venituri, am avut creșterea veniturilor. Un aspect important de semnalat aici, creșterea încasărilor la capitolul de contribuții sociale. Îl precizez acest aspect pentru că am fost unul dintre susținătorii, deși n-am fost între cei care au promovat, am susținut o parte din revoluția fiscală și această parte cu mutarea contribuțiilor. Faptul că s-au mutat contribuțiile de la angajator la angajat și că a devenit penal neplata acestor contribuții a dus la creșterea substanțială a încasărilor de pe acest capitol. Adică angajatorul nu își mai permite să se bage în banii pe care trebuie să-i verse pentru angajat, pentru sănătate și pentru pensie și îi plătește. Și creșterea a fost substanțială, ceea ce arată că erau destul angajatori, atât din mediul privat, cât și din mediul public, societăți care are statul ca și acționar, societăți care nu plăteau acele părți. Este un aspect important de precizat. Foarte important și am mirosit dinainte de a se întâmpla povestea asta că se urmărește. Este și acest aspect. Povestea, da, și asta. Întrebarea mea și atunci a fost într-o emisiune, ce fac cei cu datoriile istorice? Ce fac? Aia sunt în stare să plătească dacă nu... Este o întrebare la care încă nu avem răspuns. Filme de stat, adică. Nu? Corect, și suntem aici la ADEVA, suntem aproape de cei de Complexul Energetic Hunedoara, exact. Unde datorile sunt... După ce au ajuns, s-au șters de la zero, au apărut altele... Aștept să-mi dați o soluție și o promit că o duc mai departe, dar nu, eu nu văd soluția. Din păcate, singura soluție pe care o văd este efectiv o ștergere istorică, o iertare de datorii. S-au făcut una și s-au creat, sau iar au apărut datorile. Atunci s-a creat și complexul. Da. Păi numai o astfel de inginerie poate să ducă la ștergerea datorilor. Dar oricum nu rezolvă problema, pentru că lucrurile se întâmplă în continuare. Adică nu soluția nu este ștergerea datoriilor. Soluția este productivitate și profit, eficiență. Ca să ai de unde plăti. Despre asta e vorba. Ori chestia asta nu există. Da, că poți să faci nouă inginerie financiară, schimbi certificatele de înregistrare a Registrului Comerțului a firmelor, faci alte cuie și finanțezi capitalul și plătești datoria. Dar dacă mai departe tot generezi alte datorii, asta e situația, nu? Și da, putem găsi o soluție, putem să facem o astfel de inginerie, se poate face acest lucru, dar după aceea mai departe cum mergem? Și nu știu cum... Ca să nu mai vorbim de județul nostru, că, problemele de mediu sunt așa de mari și acolo trebuie investit așa de mult și nu există bani, din câte am înțeles, încât lucrurile sunt chiar delicate, nu? Mă refer la procesele care au loc în zona mediului. Și problemele de mediu, mai mult problemele de autorizații de mediu pentru construirea autostrăzilor. Uite, autostrada asta, bucata asta mică, cuiul Pepelea de la Șoimuș la marginea, e groasnică pentru tot ceea ce înseamnă tranzit, transport de marfă și inclusiv posturilor de autoturisme care circulăm pe acest drum, este groaznică și tot discuții, ba sunt Liești, ba sunt Turj, ba nu sunt Turj, ba trebuie făcut tunel, ba nu trebuie făcut tunel, adică nu știu, nu reușim să ne focusăm, să ne concentrăm pe ceea ce trebuie și uite, problemele cu mediul și cu deșeurile, problemele acolo și sunt chestiuni care zic eu, se împiedică în lucruri nu atât de importante și blochează investiții majore, cum scap de gunoi, cum scap de deșeuri, cum realizezi infrastructura și ne împiedicăm de niște paie din punctul meu de vedere și nu reușim să deblocăm lucrurile. Da? Revenim la buget. Revenim la buget. Creștere pe capitolul de încasări din contribuțiile de asigurări sociale, creștere per total încasări, ceea ce este un lucru bun. O scădere a încasărilor pe parte de impozite din venituri din contracte de muncă, ceea ce arată că s-au preferat alte tipuri de recompensări a salariaților și nu o creștere a brutului, o confirmare din aceste cifre a acestui aspect tehnic, care are și era de bănuit că se va întâmpla.
Până aici este ok. Ce nu este bine este că avem cheltuieli mult mai mari decât avem în casă. Nu ne permitem să cheltuim și ne împrumutăm și pentru ce ne împrumutăm. Și sunt două linii mari cu procente, cu două cifre de creștere a cheltuielilor. Partea de cheltuieli cu personalul, de salariați ai bugetului de stat. Efectele măririi salariilor. Da, și să știți că procentul este semnificativ. Vorbim de aproape 19%. Deci trimestrul 1-2017 este mai mic, sau hai să luăm invers, trimestrul 1 din 2018 are cheltuieli cu salariații cu 18, aproape 19% mai mari decât 2017. Ceea ce Asta se înțeleagă că suntem împotriva măririlor salariilor. Corect. Dar, din păcate, a precizat-o de fiecare dată și precizez și acum, nu suntem împotriva, că din contră, medici, profesorii, polițiștii, toți cei care sunt bugetari trebuie să aibă salarii mari ca să-și poată să-și facă meseria. Avem nevoie de profesori pregătiți, avem nevoie de medici buni care să rămână în țară, avem nevoie de polițiști bine plătiți, cu chef de muncă, care să își facă meseria așa cum trebuie să o facă. Dar trebuie și o reformă a sistemului administrativ. Trebuie o reformă a sistemului administrativ a diferitelor instituții publice. Trebuie mărit numărul de polițiști care sunt pe teren. Sunt 20.000 de polițiști care lipsesc din viața noastră de zi cu zi, care ar trebui să fie pe stradă să ne protejeze. Este foarte mult. Nu putem să găsim soluția ca din aparatul administrativ să eliberăm 20 de funcții și banii aia să-i mutăm și să angajăm 20.000 de polițiști să fie în stradă și să avem protecția de care cu toți avem nevoie. Deci, această creștere salarială trebuie urmată pentru a nu băga bugetul în derivă, trebuie urmată de o reformă administrativă, numai că această reformă administrativă necesită curaj. Oricine își asumă curajul să facă restructurări în diverse instituții publice, în primării, în direcții județene, în administrațiile centrale. Bine, de poveste să se vorbește de ani buni că ar trebui făcută, da? Nimeni nu ia taurul de coarne. Da, vedeți, am văzut o discuție, o persoană care a afirmat cu curaj un lucru, a mărit salariile medicilor. Hai să vedem acum cum facem să separăm apele între mediul privat și mediul public la medici. Au salarii bune. Discuția este similară cu discuția care se poartă la parlamentar, numai că nu vrem să aplicăm aceeași măsură. Adică dacă un parlamentar nu mai are voie să dezvolte alte activități și intră în incompatibilitate dacă face, eu știu, diverse lucruri, hai să vedem și un medic. Un medic are voie să fie salariat la stat cu 2.000, 3.000, 4.000 de euro salar, să ia pacientul de acolo, de la stat, să-l ducă la clinica privată și să mai caseze bani și de acolo. Nu-i oare și cum aceeași măsură? Deci n-a fost prea deplasată poziția pe care a avut-o domnul Raed Arafat în momentul în care a lansat în dezbatere publică această idee. Și au fost foarte mulți care au sărit împotriva lui pentru această idee. Eu zic că este o idee de la care trebuie să plecăm, să vedem cum reformăm sistemul, pentru că duplicitarismul acesta, sunt și acolo, sunt și acolo, nu face bine sistemului sanitar. Da, e adevărat, trebuiau date mai multe salarii la medici, trebuiau să aibă salarii consistente, dar uite-te că am rămas cu personalul auxiliar, pe lângă medici sunt asistente, infirmiere. Mai vorbim de medici de familie. Da, medicii de familie cu probleme. Și ce am făcut? Deci nu am rezolvat problema în sistem. Am mărit salariile unor salariați bugetari, unor categorii de bugetari, dar n-am rezolvat problema din sistem. Trebuie o revoluție administrativă, zic eu, dar nu știu dacă această revoluție administrativă își va găsi un părinte care să o poarte. Bun, ca să nu mai vorbim de ce s-a întâmplat, creșterea inflației și... mă rog, roborul și alte... Da, inflația, din păcate, este rezultatul acestor creșteri salariale, dar și altor câteva elemente. Faptul că am mărit salariile și pensiile au făcut ca în piață să fie mai mulți bani. Fiind mai mulți bani, cererea mai mare decât oferta, lege simplă la orice manual de economie, automat cel care cere mai mulți bani pe produsul sau serviciul pe care îl oferă. Deci, mulți bani aruncați în piață clar generează inflație. Corelată cu creșterea accizelor pe combustibil din septembrie, octombrie și din ianuarie. Nu știu, l-am înțeles că acum în martie s-a mărit gazul cu 10%. Exact, și este al treilea aspect. Creșterea energiei, gaz, energie electrică, toate aceste trei elemente au dus la o inflație care, din punctul meu de vedere, este îngrijorătoare. Peste 5% este foarte mare inflația. Gândiți-vă și numai la puterea de cumpărare. Degeaba îi măresc salariul, îi măresc pensia cu 10% pensionarului, dacă anul ăsta am 5%, 5,1%, la anul meu am 5,5% inflație, 11% inflație cu mărire pensie 10%,
El numără mai mulți bani în portofel, dacă când merge să cumpere, cumpără mai puțin decât cumpăra înainte. Deci inflația este o problemă și trebuie văzut cum o putem controla. Un factor important în inflație, într-adevăr, a fost creșterea prețului la energie. Dar această creștere a prețului la energie nu este din cauza deciziilor actualului guvern. Această creștere a prețurilor la energie a fost negociată cu Uniunea Europeană în liberalizare. Atenție, a fost stabilită, se face în 2014. Și au tot împins-o și s-au trezit cu ea în brațe și trebuia să rezolve problema. Exact, nu mai puteam să o mai amânc, am tot amânat. Și în 2016 a fost o amânare, deci nu s-a mai acceptat această amânare și ne-am trezit că în ianuarie, în plină iarnă, cu gazul arzând, crește prețul. Și a fost un factor important în inflație și un alt factor important este creșterea accizei. Nu știu dacă atinge 1 miliard creșterea de încasări din accizele de pe combustibil de lei pe trimestrul întâi și dacă se rentează această sumă câștigată la încasări din accize în comparație cu efectul pe care l-a avut asupra inflației atingerea combustibilului la cote de 6 lei. De la 4,78 cât băgam acum un an de zile. Ce interesează? Să aibă bani lichizi? Dar n-am putere să fac cu ei. Iar trebuie pus în balanță. Dom'le, am mărit. Sunt astăzi la 6 lei prețul la combustibil. Cât am creșterile? Păi în trimestrul întâi, să zicem 1 miliard, dar este sub 1 miliard. Să zicem 4 miliarde pe an în total. Acei 4 miliarde se rentează pentru efectul important pe care l-am avut de un punct, poate mai bine de un punct procentual în inflație. Eu zic că nu se rentează. Bun, apropo de buget, cu investițiile, cum? Ce reiese din bugetul ăsta? Că, până urmă, cu investițiile stăm mai bine decât în anul trecut. Da. Pe primele 3 luni de zile, anul trecut am avut puțin peste 1 miliard de investiții și anul ăsta avem peste 3 miliarde de investiții în primul trimestru. Deci, anul trecut sau pe tot anul? Nu, pe trimestrul întâi. Pe tot anul a fost vreo 4 miliarde și ceva anul trecut. Investiții de lei. Vorbim în lei, da? Și anul trimestrul întâi din acest an, doar în trimestrul întâi, vorbim de peste 3 miliarde de blocații în investiții. Deci este, din acest punct de vedere, un pas înainte. Acum să sperăm că se vor revedea și că aceste investiții sunt la nivel macro, nu punctuale în UAT-uri, pentru că avem nevoie de infrastructura mare. Avem nevoie de drumuri pe care să circulăm, să circule transportatorii, să meargă economia. Vorbesc, da, transportatorii și producătorii de mașini. Țipă, mă rog, parcă în ultima vreme nu mai țipă, probabil că nu au văzut că degeaba țipă. Păi da, degeaba țipă, pentru că nu poți să ai nevoie de o zi să duci mașina de la Pitești până la, poate că mai bine de o zi, până la clientul final din Germania sau din Franța. E foarte important să existe un consens național pe acest aspect legat de infrastructura rutieră mare. În cazul asta e ca și cum... E o problemă grea. Cum să zic eu, ai ceva în mână și îți dispare, pentru că 28 de ani au intrat bani grei în povestea asta și parcă s-au topit. Și să știți că nici nu ar fi așa de mare efortul bugetar. Toate pe... undeva în finalul anului trecut am auzit o declarație a domnului prim-ministru Tudose cum că bugetul total necesar pentru a finaliza infrastructura mare a României este undeva la 60 de miliarde de lei. Nu e mult. În condițiile în care noi ne împrumutăm într-un an, facem deficit, cheltuim mai mult decât încasăm cu 20 ceva de miliarde, hai să ne împrumutăm de banii alea să facem altceva cu ei. Nu acord foarte mare încredere acestei sume spuse de domnul Tudose. Am înțeles că se încearcă sistemul public-privat, mă rog, anumite... Să vedem cum va funcționa. Am văzut și eu apariția publică a domnului vicepremier Viorel Ștefan. Este un om cu experiență, este un om în al cărui cuvânt eu cred și sunt destul de mulți care cred. Are o imagine publică foarte bună. Să sperăm că va funcționa ceea ce își propun acum cu acest parteneriat public-privat, pentru că trebuie să găsim o soluție prin care să deblocăm această situație a infrastructurii. Dar, ca să revenim la investiții, sunt undeva în jur de aproape 4 miliarde investiții, trecut la capitolul cheltuieli de investiții în buget. Dar, ceea ce este ce necesită atenție, poate nu neapărat îngrijorător, dar necesită atenție, la capitolul cheltuieli cu pensii, acolo vor fi eventual probleme în vară,
în momentul în care punctul de pensie va crește de la 1000 la 1100 de lei. Aia înseamnă o creștere de 10% total cheltuielilor, care începe din iulie, dar 6 luni din acest an vom avea această cheltuială crescută cu 10% până când s-o bugetăm pentru anul viitor. Și de aici sunt unele temeri în piață, cum că este posibil ca banii să nu ajungă. Nu cred că va fi această situație, dar bine, există soluția împrumutului, că tot auzim că aia este întotdeauna. Suntem, așa ca procent, printre țările, să zic eu, în care împrumutul e la un procent convenabil. Sau, mă rog, nu-i periculos. Acest aspect tehnic este adus în spațiul public de cei care guvernează astăzi, că da, ne mai putem împrumuta. Da, ne mai putem împrumuta. Dar ce facem cu banii? Că dați în cheltuială directă prin salarii, la bugetari și prin pensii, nu faci altceva decât să generezi inflație. Mai plătești și la banii a dobândă și ce am rezolvat? Putem lua bani împrumut, dar ce facem cu ei? Este ca și în fiecare familie. Am un card de credit, dar dacă mă duc și scot de pe cardul de credit 1000 de lei și mă duc în piață la mici și bere cu prietenii și i-am spart pe mici și pe bere, ce am rezolvat? Că banii trebuie să-i pun înapoi pe card. A fost parcă pe vremea lui Băsescu, când s-au luat 20 de miliarde, parcă, nu? Da, atunci a fost discuția cu Fondul Monetar Internațional și acum mai sunt una, două tranșe de achitat, deci încă plătim. Da, și pe ce s-au dus banii aceia? Că nu prea... Vedeți, aici este cel mai aspect important, pe ce se duc banii pe care îi împrumutăm. Și asta este un aspect care trebuie să ține de responsabilitate politică și de viziune. Dom'le, pe termen lung. Da, acum plătim niște... Nu datorii, plătim... un pachet electoral, că așa îi place doamnei prim-ministru să spună, suntem pe linia de implementare a planului de guvernare. Da, s-au promis aceste lucruri și da, trebuie date, dar trebuie văzut și cum fac să-mi permit să le dau, să cresc cu atât de mult economia națională, încât să pot să-mi permit să dau salariile și pensiile acestea. Deci, mă gândesc că cel care a pus la cale povestea asta, probabil, sau, mă rog, aici nu-i sigur dacă da sau ba, s-a gândit și la faptul că trebuie să aibă de unde să-i da, nu? Până urmă... Păi, nu, că vedeți, gândirea este exact așa cum am spus. Las că dacă nu ne ajung banii, luăm împrumut. Nu trebuie judecat în acest fel. Dacă nu ne ajung banii, pentru ce luăm împrumut? Așa trebuie gândit. Dacă nu ne ajung banii, ca să facem ce cu ei? Pentru că bugetul este ok, este în creștere. V-am spus, avem creștere trimestru de trimestru. Dacă facem o analiză, acum ca să mai prezentăm câteva idei lansate de sceptici în piață legate de o eventuală criză, sunt și sceptici care comparând trimestrul 1-2018 cu trimestrul 4-2017 și fiind creștere economică zero, spun că ar putea să fie semn de criză. E adevărat, trimestrele, comparația aceasta, primul trimestru dintr-un an și al patrulea din anul care a trecut, am avut creștere în anii anteriori. Faptul că acum nu avem creștere, că trimestrul 1 față de 4 anterior nu are creștere, poate să fie un semn îngrijorător. Poate să fie parcă 2 sau 3 trimestre sau 2 sau nu știu câte semestre ca să poți să declar că e criză. Da, dar uite că primul pas este... Asta ca să nu vorbim numai de bine și să zicem că sunt și semne pe care ar trebui să le luăm în calcul și să vedem ce facem. Asta în contextul în care, repet, cheltuielile bugetare de pe trimestrul 3, din iulie începând, vor fi mai mari, și cu salariile și cu pensiile. Deci încheiem optimist sau pesimist? Atenți! Atenți! Vigilenți! Foarte fain! Spus și real, adică până la urmă cam așa ar trebui să fim. Și da, dacă... și să fim atenți și să tragem de mânecă, să tragem semnale de alarmă celor care conduc și să le arătăm, dom'le, aici ai făcut bine, asta este bine, dar aici trebuie să fii atent. Asta este important, pe cifre concrete și fără prea mult populism. Prea mult populism este în Europa astăzi ca să mai venim să mai vărsăm și noi încă un pahar în această găleată. Asta deja e altă temă pentru altă discuție. Oricum vă mulțumesc tare mult, ca de obicei foarte informat și foarte la obiect sunteți. Mulțumesc! Vă mulțumesc succes. Pentru invitație! Mai bine! Dragi prieteni, a fost ediția de astăzi a emisiunii Vorbește Lumea. Sper că ați mai lămurit anumite lucruri care erau cu semnul întrebării pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă doresc o după masă frumoasă și, sigur, vă invit să urmăriți în continuare Capital TV. Numai bine, la revedere!